Odată cu sosirea toamnei se pun din nou în mișcare automobilele istorice de colecție care vor participa la expoziția din Buzău, organizată de această dată chiar în inima parcului Crâng, la Obelisc. Retroparada de toamnă este o altă activitate din calendarul retromobil în România și la care noi participăm cu mare drag. O organizăm cu sufletul și anul ăsta o vom organiza, se va desfășura în parcul Crâng, în jurul obeliscului, între obelisc și conacul Trandafirilor, restaurantul conacul Trandafirilor. Eveniment cu care noi dorim să punem în valoare obeliscul, ridicat în 1976, când s-au atestat 1600 de ani de la, când s-a aniversat atestarea 1600 de ani de la prima atestare a orașului Buzău. Automobilele civile și militare vor fi expuse suficient timp pentru a fi admirate, pentru a se afla cât mai multe informații despre ele și mai ales pentru ca doritorii să se poată fotografia alături de cele preferate. Toate automobilele vor pleca în coloană în jurul orei 15:30 și vor străbate orașul de la Crâng la podul Mărăcineni. Noi ne dorim ca buzoienii să poată vedea autoturismele noastre și în mișcare, nu numai static. Și din Crâng intenționăm să ne deplasăm pe Unirii Sud, acolo unde vom putea pune în valoare expoziția de pe calea eroilor. În continuare către podul Mărăcineni la Monumentul Parașutistului, unde este cea de-a doua expoziție în aer liber, marcând în acest fel cele două realizări ale primăriei Buzău, pe care vrem să le promovăm și să le facem cunoscute. Așadar, buzăienii sunt invitați duminică, 29 septembrie, în parcul Crâng să admire cele peste 40 de automobile istorice, aparținând unor colecționari împătimiți din Buzău, Vrancea, Ploiești și București.